Vă salut cu drag și vă spun bun venit la ora de studiu biblic. Studiul de astăzi se concentrează asupra iubirii nemărcinite a lui Dumnezeu față de omenirea pierdută, scoțând în evidență mijloacele harului folosite de el pentru a se descoperi chiar și celor care, pri privit din perspectivă umană, sunt sortiți pierzării. Dumnezeu a ales poporul Israel ca prin el toate popoarele pământului să cunoască pe Dumnezeu. Ei trebuiau să fie un canal prin care cerul avea să reverse binecuvântările sale pe întregul pământ. Faptul că ei nu și-au înțeles menirea, ba mai mult decât atât, s-au izolat complet față de celelalte popoare, păstrând doar pentru ei cunoștința despre Dumnezeu, a făcut ca să își atragă asupra lor ura oamenilor și, în final, mânia lui Dumnezeu. Mai târziu, însuși Dumnezeu s-a descoperit întregii omeniri prin fiul său. Este un studiu frumos, de aceea vă invit ca să rămâneți alături de noi! Elida și Daniel, vă spun un călduros bun venit în platou. ne-am ne regăsit. În Biblie ne este relatată o întâmplare care în contextul istoric din, din timpul respectiv era foarte greu de acceptat. Aceasta ne ajută pe noi ca să înțelegem mai bine faptul că Dumnezeu nu discriminează pe nimeni, ci El își revarsă toate mijloacele de har pentru ca aceia care doresc mântuirea să poată să primească în dar mântuirea prin Domnul Hristos. Care era contextul istoric atunci când Domnul Isus a stat de vorbă cu femeia samariteană la fântâna lui Iacob? Mulțumim pentru întrebare. Pentru cei care poate aud pentru prima dată istoria, foarte scurt, aș vrea să spun, ne referim astăzi la această relatare biblică atunci când Mântuitorul Iisus Hristos se întâlnește la fântâna lui Iacob cu o femeie samaritiancă, stă de vorbă cu ea, îi spune, femeia vine la fântână să scoată apă și, în mod surprinzător, ea, femeie samaritiancă, îl găsește pe el, care era iudeu și nu doar că îl vede acolo, Isus îi se adresează și spune, dă-mi să biau. Iar femeia foarte uimită, șocată, îi spune, cum tu îmi să-ți dau eu, tu care ești iudeu și noi, noi samariteni. Și Isus spune, da, adevărat îți spun că apa pe care scoți tu, dacă o beiți, se va face din nou sete, însă apa pe care o ofer eu este viață veșnică, și celui ce bea nu va mai fi niciodată sete, și ei se descoperă ei ca mesia. Și acum, în contextul acesta al relatării, întrebarea este: ce lecții de viață sau putem învăța? Putem așa, așa, întrebarea dumneavoastră a fost: care este contextul istoric? Pentru că poate să pare o întrebare, o, o povestire um, pentru noi cei de astăzi, absolut obișnuită, în Viena, unde noi filmăm acum. Uh, un român se întâlnește cu o femeie austriacă și îi spune te rog ești bună să-mi dai și mie un pahar de apă nouă în, în secolul acesta îi se pare absolut obișnuit uh, două persoane de naționalități diferite care își cer reciproc o favoare un pahar de apă care este nimic însă, așa cum a spus este foarte important să înțelegem contextul pentru că cine erau samaritenii Samaritenii erau um, un grup etnic și religios care locuiau în această regiune numită Samaria și care era foarte aproape de Iudea. Uh, deci erau vecini, ca să spun. Însă, deși samaritenii se considerau a fi, ca fiind parte a poporului iudeu, ei aveau tradiții foarte diferite, aveau um, obiceiuri religioase foarte diferite, ba chiar dacă citim în istorie despre ei vedem că aveau un canon al Sfintei Scripturi mm. diferite iar aceste diferențe culturale și în mod special religioase, făcea ca să existe în permanență o situație conflictuală între, între cele două națiuni în așa fel încât iudeii îi desconsiderau pe samariteni, iar uh, samaritenii nu erau de acord cu tot ceea ce implica uh, practica religioasă a iudeilor. Și atunci, ce este deosebit sau ce este, ziceam, șocant pentru vremea aceea, în primul rând, este că Isus, care era iudeu, îi se adresează și cere o favoare unei samaritence care, prin, prin definiție, în înțelegerea, da. în concepția de atunci, era um, mult inferioară, mult inferioară națiunii lui. Din a do Al doilea lucru șocant pentru cei din contextul de atunci este că Isus, un bărbat exact, își adisează unei unei femei. Iar statutul femei în societatea de atunci era atât de limitat încât uh, un bărbat, mai ales străin nu se cuvenea să îi se adreseze niciodată unei femei. Ca să nu mai spunem în că Isus Hristos se ei ca Mesia. Când femeile de atunci, nu doar ca femei, nu aveau un statut religios, din punct de vedere religios, nu aveau o. o um, nu erau reprezentate, ca să spunem. Nici social, dar. Social, exact. atât mai mult religios, exact. Însă, Isus Hristos, a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel, iar ei se descoperă ca Mesia unei păgâne, pentru că într-adevăr samaritenii erau văzuți ca fiind păgâni față de... acesta este contextul Istorie. Mulțumesc! Erau numiți păgâni tocmai pentru că atunci când cam cu 700 și ceva de ani înainte de Hristos, zona a fost cucerită de către Asiria asirienii au mutat în zona aceea dintre popoarele înconjurătoare. De aceea, când vorbim despre Samaria, vorbim despre o regiune care făcea parte din Israel, dar care a fost um, uh, populată da, cu diferite pop naționalități în așa fel încât nu mai era vorba de iudei jet pe jet, ci rămășițele iudeilor amestecați cu neamuri care făcea, așa cum spuneam mai devreme, ca practica religioasă, chiar își făcuseră un fel de dublură a Templului pe Muntele Garizim, care a fost dermat un pic mai târziu, după Anul 100. Sunt, sunt câteva dintre lucrurile dezvoltate în sute de ani, în așa fel încât animozitatea aceasta dintre iudei și, și samariteni se dezvoltase și pe fond cultural, și pe fond religios, pentru că erau considerați ca fiind chiar evrei, ci o amestecătură de evrei, mai mult neamuri decât evrei. Din cauza aceasta, calitatea lor cu drept de a fi moștenitoarei făgăduinței lui Dumnezeu era descalificată. Și în mod special aici se, se făcea mare diferență, pentru că evreii care îl uh, așteptau pe Mesia sau care spuneau că îl aștepte pe Mesia, uh, țineau neamurile deoparte pentru că era un fel de lucru național, adică făcea parte din mai mult din um, aspectul naționalist mai mult decât din aspectul acesta al credinței. Din acest motiv, um, cei care călătoreau cum locuia domnul Isus în partea de nord a Israelului spre Ierusalim, aveau varianta cea mai scurtă, era să treacă prin Samaria, pentru că Samaria era în interiorul uh, Israelului cumva. Și evrei mai religioși obișnuiau ca să ocolească această zonă, mm. făceau un drum mai lung, tocmai pentru ca să dovedească că ei nu vor să aibă de-a face cu neamurile, cu oamenii care s-au amestecat, care nu erau chiar evrei adevărați. Și unii dintre evrei religioși ocoleau zona aceea pentru ca să nu treacă prin Samaria, tocmai pentru ca să ne legături cu samaritenii, cu toate că nu puteau să scoată din context Total comerțul sau alte schimburi pe care le făceau, dar le făceau pentru că era vorba de bani sau de bunuri sau de alte lucruri, în schimb discuțiile personale sau erau total evitate. De aceea, întâlnirea lui Isus cu femeia de la, de la Fântâna lui Iacov din Samaria este o noutate pentru această femeie. Pentru cineva care se considera învățător religios în Israel, era o noutate. Dar nu îți nu puteai permite ca să faci tu, ca învățător religios, ceea ce nu fac de obicei oamenii religioși. Um, și cred că înțelegerea acestui moment special al întâlnirii Domnului Iisus cu femeia de la Samaria sau discuția femeii, înțelegându-l pe Iisus, este, de fapt, înțelegerea lui Dumnezeu cu adevărat. Și mă bucur că avem ocazia să privim acest, la acest tablou, care, într-adevăr, um, dacă intrăm puțin în cultura și în timpul de atunci, ne ajută mai mult să înțelegem simțămintele, aspectele, temerile, de ce era atât de important, de ce nu era o discuție obișnuită, de ce făcea ca să fie deosebit acest moment. Așa este. Dacă privim superficial un anumit, o anumită descriere în Biblie, poate că nu înțelegem atât de mult, însă, în profunzimea ei, este ceva care ne se potrivește foarte bine și nouă. Și cred că este, nu este doar o istorie, ci este mai mult o lecție de viață pentru noi. Eu cred că, deși trăim într-un alt context istoric și cultura noastră este mult deosebită de a evreilor, avem și noi anumite piedici în a da mărturie despre Isus. Unele obstacole sunt impuse de societatea în care trăim, altele ni le-am așezat noi înșine, dar cert este că timpul de har este extrem de scurt și ca popor lui Dumnezeu nu ne implicăm atât de mult în lucrare misionară încât să se vadă acel impact care schimbă lumea. Întrebarea mea este: care sunt taburile în contextul istoric în care noi trăim, care ne împiedică să fim puțin mai vizibili, mai prezenți, mai implicați cumva și, în felul acesta, să dăm cumva mărturie despre Dumnezeu, dar poate așa, într-un fel în care poate nu a fost până acum? Este o întrebare foarte bună și foarte. Um, răscolitoare pe care ar trebui să o luăm fiecare dintre noi personal, este răscolitoare în momentul în care vreau să mă cercetez cum stau cu Dumnezeu pentru că așa cum spuneam la început um, datorită schimbării um, cadrului istoric pentru noi astăzi este o povestire atât de simplă încât nici nu mai presupune um, nici nu mai presupune Prejudecată, adică un bărbat în ziua de astăzi, chiar și un necunoscut, dacă oprește pe stradă o femeie și nu vă supărați, unde găsești și eu stradă cu tare? Nu este absolut nimic ne la locul lui, da? Sau dacă un român merge într-o altă țară și abordează o altă persoană, sau invers, un străin vine în România. Însă, dacă suntem sinceri cu noi înșine și intrăm puțin mai în profunzime și ne analizăm, de aceea spuneam că întrebarea noastră este importantă. Suntem în alt context dar în această situație. De ce? Pentru că astăzi, cum spuneam, poate nu mai este o problemă pentru o persoană de gen masculin să abordeze o persoană de gen feminin pentru un lucru absolut banal, cum este un pahar de apă. În schimb, astăzi vorbim de abordarea persoanelor de alt gen de un gen uh, neutru, trans, uh, vor, da? Atunci era, așa cum era o problemă ca un bărbat să se adreseze unei femei. Noi, astăzi, nu mai avem problema aceea, dar avem o problemă când trebuie să interacționăm cu persoane transsexuale cu persoane um, homosexuale uh, și așa mai departe, tot ce intră în categoria LGBTQ. Uh, spun asta nici ca o apărare, nici ca o denigrare. Spun asta doar. Așa cum spuneam, contextul este diferit, dar este exact aceeași situație. Pentru că astăzi nu văd o problemă să vorbesc cu o persoană de uh, altă naționalitate, dar când trebuie să îl prezint pe Isus unei persoane care este căsătorită cu cineva sau este într-o relație cu cineva de același sex, vorbesc strict personal. Mi este greu și mă gândesc, îi spun despre Dumnezeu, în primul rând ar trebui să fie în situația în care este. Uite că și, și Isus Hristos răstoarne lucrurile, exact. în timp ce rămâne la adevăr Isus Hristos, totuși Evanghelia trebuie să ajungă la toată lumea. Mesajul mântuirii trebuie să ajungă la samariteni atunci și astăzi la absolut toată lumea, indiferent din ce categorie face parte. Aș da un exemplu biblic ca să înțelegem samaritenii și ceea ce făcea Isus răscolea, pur și simplu ceea ce a făcut Isus era revoluționar. Revolu exact. Pentru că atunci când ne spune parabola Samaritanului Milos. Pentru noi este din nou o povestire, trece un levici, nu-i face nimic, trece un și vine un samaritan milos și face un bine foarte normal. Nu! Imaginați-vă când Isus Hristos, povestirea asta, sau, mă rog, pilda aceasta, le-o spune iudeilor. Prin asta le spune voi, preoții voștri, care practic sunt uh, spuma societății sau pentru voi cei mai respectabili, ne au făcut miar un samaritian, pe care voi îl considerați necurat, băgând și așa mai departe, el este personajul bun în povestirea aceasta. Adică, opriți, de exact ca și cum cineva da. ar veni și ar spune, tu creștinul de astăzi, ca și cum cineva ar veni într-o biserică de, creștină de astăzi și ar spune, dragi creștini, voi nu sunteți vrednici. Și-ar da exemplu un musulman, o persoană din categoria LGBTQ+, o persoană răufamată care este repudiată de societate, da, cineva de pe, cum spuneam noi români, de pe centură, oare noi ne-am simțit confortabil? Deci Isus Hristos, ceea ce face prin pilda samariteanului milos, este practic să le arate oameni buni. Restoarnă tot a... conceptul de, de viață Exact, ele exact. tot conceptul De viață și eu Poate că zâmbesc și n pentru mine Nu mai este o provocare ceea ce se întâmplă atunci Dar dacă sunt sinceră cu mine însă Îmi pun întrebarea Cel puțin îmi pun întrebarea Și aș vrea să provoc pe cei care ne ascultă Să ne punem fiecare această întrebare Există categorii Ale societății Cu care chiar dacă nu mă identific Ca ideologie Ca și credință Totuși, pot să fiu suficient de deschisă încât să relaționez, așa cum a făcut Isus cu samaritenii. Adică, Isus n-a pus granițe la mântuire nimănui. O persoană care, în ochii mei, este o persoană pierdută și fără șanse la mântuire, Iisus Hristos ar putea să-mi dea exemplu și să spună, până nu faceți așa, nu veți fi mântuiți. De aceea spun că este studiul biblic de astăzi, în mod personal, este foarte. ni se adresează într-un mod personal, poate nu și este practic. Da? Teologic nu avem probleme nu, de, filozofice, teologice de dezbătut. În schimb, este foarte personal și cred că ne pune față în față cu niște adevăruri despre noi înșine, care nu sunt confortabile. Așa este. Um, una din căile folosite de mântuitorul pentru ca să câștige inima și interesul acestei femei a fost umilința. El nu i-a oferit ceva, pentru că el posedă tot ce este pe pământ, era lui, ci s-a umilit cerându-i acestei femei ceva. Femeia, deși uimită, cum spuneai tu, de cererea lui, i-a dat totuși apă să bea, fiindcă a avut cumva, i-a câștigat încrederea Mântuitorul și terenul inimii a fost cumva pregătit ca ea să devină primul misionar al Samariei. Domnul Iisus vorbește despre apa vie, despre un izvor care țâșnește în viața veșnică și este uimitor că mai multe texte din Vechiul Testament fac referire la același lucru. De aceea, pe mine mă face să întreb, mai este relevant și pentru noi acest izvor despre ce este vorba, ce este apa vie, trebuie sau cum ajungem noi la acest izvor și să ne adăpăm zilnic pentru ca să avem Cumva această relație cu, cu Sursa. Ce este apa vie, ce este izvorul și cum ajungem acolo? Sunt două aspecte care pentru mine, uh, care mie mi se pare interesante. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, găsim aceste pasaje biblice în care Domnul Isus, uh, chiar aș citit. De ce? Pentru că uh, sunt uh, este două lucruri pe care vreau să le accentuez. Spre exemplu, uh, citez de la versetul Ioan capitolul 4, începând de la versetul 10. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din, el, din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? momentul acesta, Domnul Isus îl folosește ca să deschide un subiect pe care mă gândeam oare în societatea de astăzi l-ar continua cineva? Pentru că în timp ce discuția este despre un pahar de apă, Domnul îi spune, Uh, nu că nu am cu ce să scot apă ca să beau, dar aș vrea să vă spun că, uite, eu am un izvor care îți dă apă vie, din care dacă bei, nu-ți va mai fi sete. Și clar că Domnul îi vorbea despre lucruri spirituale, nu despre lucruri fizice în momentul ăla. În schimb, pe mine m-a impresionat foarte mult receptivitatea femeii. O femeie simplă, o femeie obișnuită, venită poate mai diferite decât celelalte femei. Nu își permitea să vină în, în timp ce veneau toate femeile ca să scoată apă, ci venea într-un timp în care nu venea nimeni, adică în mijlocul zilei, în timpul arșiței, pentru că viața ei nu era o viață apreciată de ceilalți, ci avea mai mulți bărbați sau a avut mai mulți soți, acum trăia iarăși cu... Și aspectul ăsta moral al vieții ei n-ar fi vrut să fie în discuția femeilor sau ea să intre, să mai întrebe cu cine este, ce face, despre ce este, că discuțiile astea sunt lungi. În schimb, faptul că ea prinde discuția și o duce mai departe, pentru mine este un lucru extraordinar de important. De ce? Pentru că Dumnezeu vede dispoziția acestei femei pentru o viață aproape de Dumnezeu. Asta este primul lucru pe care îl mă, mă impresionează. Doi, Cred că, într-adevăr, fântâna aceea avea o istorie. Era fântâna lui Iacov. Pe lângă faptul că era săpată de patriarhul națiunii, cred că erau multe aspecte spirituale legate de locul acela. De aceea, cred că samaritenii se simțeau totuși apropiați de Dumnezeu pentru că aveau acolo câteva însemne ale trecerii patriarhilor, a lui Avram, a lui Iacov. Și um, I imediat in inima ei s-a deschis spre lucruri spirituale, gândindu-se că totuși nu este vorba doar de apă. Și zic, vreau să beau din apa asta și eu. aș vrea să nu mai fie sete. Este felul în care Isus deschide discuția pentru ca să pătrundă în inima acestei femei. Apa vie este o... Mă întreb dacă discuția asta ar fi avut loc astăzi. Cât de mulți ar fi prins discuția și ar fi dus-o mai departe, cât de mult și nu vreau să duc spre o direcție a unor oameni total necredincioși care nu sunt nici interesați și nici obișnuiți să citească, să se apropie, să, să meargă la biserică. Dacă vine cineva în cursul săptămânii, în timp ce mergi într-o activitate obișnuită și îți spune um, ai vrea să îți vorbezi pe ceva care ar face bine sufletului tău, Cred că de multe ori noi suntem atât de reci în ce ține de profunzimea relației cu Dumnezeu, încât uneori această apă vie sau acest izvor pe care Dumnezeu vrea să ne deschidă, îl închidem imediat. Al doilea aspect la care mă refer este această paralelă cu zilele noastre în care uh, mă întreb că unii dintre oamenii locului sau evremii poate n-ar fi dus discuția spirituală mai departe, nu s-ar fi întors acasă, nu s-ar fi bucurat să întâlnească pe cineva care cunoaște viața, nu ar fi avut o deschidere de a vorbi despre Isus celor din jurul ei, așa cum a avut această femeie și, așa cum se spunea mai devreme, dispoziția noastră de a aborda oameni, de a căuta suflete care n-au fost până atunci în atenția noastră, poate să ne creeze surprize pozitive foarte mari. Eu cred că în lumea asta sunt oameni dispuși și deschiși să-l primească pe Isus, iar izvorul ăsta de apă vie este sursa puterii pe care Dumnezeu e dispus să o ofere, pe care oamenii nu ajung ca să o ia pentru că nu sunt interesați de ea. Eu cred că această povestire biblică este o lecție de viață pentru noi. Um, aș vrea să citim textul din Ioan 4 cu 23, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în Adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și Adevăr. Dacă facem o paralelă între Genesa 1 cu 26, unde spune Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și Ioan 4 cu 24 care spune că Dumnezeu este Duh, cum înțelegem în contextul acesta biblic natura lui Dumnezeu și ce înseamnă închinătorii adevărați se vor închina în Duh și adevăr? Cum să ne închinăm în Duh și adevăr? Când vorbim despre Duh, întotdeauna vorbim despre ceva pe care nu poți să-i definești structura fizică. De aceea cred că întotdeauna relația noastră cu Dumnezeu nu s-a bazat pe o întâlnire fizică cu Dumnezeu. A fost din totdeauna... Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar nu i s-a arătat um, în persoană. Dumnezeu a vorbit... Um, în vechime, până în zilele noastre, și din. Dacă citim pasajele biblice, chiar Exodul, capitolul 33, cu versetul 20, spune: Față nu vei putea să-mi vezi, pentru că nu poate omul să trăiască și să, să mă vadă și să trăiască. Această barieră a păcatului, care ne-a despărțit de Dumnezeu, ne face să ne apropiem de Dumnezeu, bazați pe o credere, asta este credința noastră, și pe o descriere, pentru că acum vorbim despre Duh și Adevăr. Închinarea față de Dumnezeu nu are în față o imagine. Închinarea mea față de Dumnezeu are, are, are în inima mea un adevăr pe care îl citesc, pe care îl știu, pe care îl cred că Dumnezeu este, mă ascultă, este cel care a creat. este Și este o închinare în Duh. Este o, o, o închinare a vieții mele, a spiritului meu, a, a Duhului meu, a, a Sufletului meu către Dumnezeul care este în ceruri. Din acest motiv, Dumnezeu. Când spune că va veni vremea, când închinătorii aceștia, de vrea se vor închina Tatălui în Duh și Adevăr, și când vorbește despre locul. Unde era, era o dezbatere în Samaria legată de Garizim sau de Muntele Garizim, locul pe care își construiseră un loc de închinare și era unul la Ierusalim, la unde nu prea erau primiți, aveau o curte pentru neamuri, ei nu erau primiți pe acolo. Și clar că un om ar fi vrut să se închine lui Dumnezeu, dar unde Dacă la Ierusalim te primește că un dintre aceia, îți faci locul tău și te întrebi dacă Dumnezeu a vrut la Ierusalim, oare să primite rugăciunea mea de pe muntele Garizim? Dacă din Samaria, mă rog, este lucrul ăsta? Și Dumnezeu vorbește despre închinarea în duh, adică vorbește despre aspectul pe care Dumnezeu poate avea Că Dumnezeu este prezent și la Ierusalim, și în Samaria, Dumnezeu este prezent și în România, și în America, și în Africa. Dumnezeu și este la tine acasă? La tine acasă. Da, dai nevoie și închinarea mea se întâmplă nu printr-un pelerinaj într-o anumită localitate, crezând că doar acolo îl întâlnesc pe Dumnezeu, Dumnezeu mă așteaptă acolo. El este pe tronul lui și mă așteaptă doar în locul ăla. Este închinarea în Duh. Asta are multe valențe și oamenii o interpretează în multe feluri, dar dacă ne vom uita în contextul în care este scris pasajul, despre acest aspect vorbește, despre o închinare pe care omul o poate face el cu Dumnezeu însuși, el cu un Dumnezeu care s-a ferit să ia o formă fizică, iar Dumnezeu este Duh, în sensul că, da, calitatea lui Dumnezeu este aceea de a fi prezent în același timp în mai multe locuri, este o calitate de a nu putea să-l definim cum este structura fizică, chiar dacă noi semănăm cu Dumnezeu și închinarea mea trebuie să se producă fără ca să îmi limitez um, locul în fața unei persoane sau în fața unui uh, loc sau într-o anumită zonă, ci închinarea mea trebuie să se producă acasă la mine sau pe muntele ăsta sau în locul celălalt. Foarte bine ai subliniat, Boctrinevina, mai bine. Mă bucur că așa mult că da. sosul meu a vorbit da. pe partea asta teologică, cum este cu uh, Dumnezeu. Pentru că ca sunt persoană, multe interpretări, caduc, dar exact. cred că s-a înțeles foarte bine. Exact. Un singur aspect um, aș puncta, poate, foarte practic la a doua întrebare a dumneavoastră. Ce înseamnă să te închini în Duh și Adevăr? Și acesta este chiar un aspect personal și practic. Um, am auzit odată de la cineva în, într-una dintre biserici și a zis ar fi bine să nu uităm și astăzi să ne închinăm în Duh și în Adevăr. Unii dintre noi se închină doar în Duh. Foarte, um, foarte... Entuziaști în Duhul lor și cu Duhul sunt acolo, dar adevărul nu este complet, alții dintre noi se pot închina în adevăr, cunoscând Scriptura și ștind adevărul, dar Duhul nostru este neputincios, ne-a ierta. Duhul nostru nu este prezent când trebuie să fim și buni. Cred că Isus Hristos, când a spus că vine timpul și a venit când trebuie să ne închinăm în Duh, și adevăr. A enunțat un principiu al mântuirii de care avem nevoie să ne, amintim, să ne amintim astăzi. Atunci când mă închin, am nevoie să mă închin conform adevărului scripturistic și am nevoie să mă închin și în duh, adică în până la nivel emoțional, dacă vreți, la nivel. Cu lacrimi uneori, așa e? Cu lacrimi altor, cu bucurie. Trebuie să fie și, și cu adevărul să stau bine. Dar și cu inima să fie împreună inima cu rațiunea, una fără cealaltă, nu merge. Foarte bine că ai subliniat și aspectul acesta. Amintei tu mai devreme despre situația în care Domnul Isus i-a cerut femeii samaritene să îi dea să bea. Din toate cele patru Evanghelii, acesta este singura ocazie în care Mântuitorului se descopere, își descopere divinitatea în fața unei persoane. Facem excepție acum de, de procesul său. Era mult mai târziu, a fost prima ocazie când se descoperă unei persoane cu Divinitatea, cu numele său, Eu sunt. Este interesant că n-a afirmat-o în fața unei mulțimi ca să se vadă sau să audă mai mulți, nici măcar în fața unei persoane foarte importante, ci în fața unei persoane, am putea să spune, în care. Na, era cumva compromisă uh, reputația ei. Ce mesaj ne transmite nouă astăzi o generație de oameni individualiști, pentru că așa cumva suntem educați de societatea în care trăim, faptul că Domnul Isus își descopere divinitatea în fața unei singure persoane și, cum am spus, el, și spunea Daniel foarte bine amintit, este prezent oriunde ne aflăm. Spuneați în fața unei singure persoane, ceea ce este adevărat, pe lângă aceasta o păgână sau cel puțin nu din trei iudei pe lângă aceasta o femeie, că toate caracteristicile am putea spune pe care, pe care echivada și, rea... și sigur exact. Mulțumesc <laughs> pentru completare. Deci am putea să spunem că toate dezavantajele pe care cineva le-ar putea avea social, religios, cultural, cum vreți toate femeia aceasta le avea pe mine, mă învață pentru că aceasta a fost întrebarea noastră fâie, ce pentru... putem învăța? Exact. Mie personal asta îmi descoperă faptul să mă ajută să înțeleg faptul că atunci când vine vorba de mântuire nu putem să subestimăm absolut pe nimeni. pe nimeni și nici să marginalizăm pe nimeni există atât de mult potențial această femeie și repet această femeie una singură cu statut social așa cum îl avea cu statut religios așa cum îl avea femeia aceasta devine primul misionar al Samariei și aș vrea acum să, să fiu înțeleasă corect nu sunt o feministă și într-adevăr mă bucur ori de câte ori nu pot să spun lucrul acesta că nu susțin mișcarea, mișcarea feministă. feministă pe de altă parte aș vrea să tratez pe fiecare persoană cu valoarea pe care o are bărbat și femeie cu valoarea pe care a pus-o ei. Să nu uităm că atunci când venim și citim, spune că toată cetatea a fost pusă în mișcare. Deci, femeia aceasta s-a dus, și apoi când vine toată cetatea a ieșit și a vorbit cu Iisus Pavel, vorbește neamurilor, și o, dintre ei o parte îi se ridică împotrivă, alții uh, îl chiar îl îi se împotrivesc și stau, da, iar alții sunt uh, neinteresați și doar o parte sunt câștigați. Femeia aceasta în care poate nimeni nu vedea nicio valoare. Iisus Hristos o, o mișcă prin Duhul Sfânt atât de puternic încât ea devine primul misionar și este o femeie în contextul de atunci în care acest lucru era imposibil. Dar, o mișcă să... să, să fie promotoarea unei mișcări sau unei, unei acțiuni. E bani, de, e, exact, da, să spunem Când astăzi. ea însă și avea nevoie de pocăință. Da? Deci când vine de vorba de mântuire și aș trage concluzia, pentru că se poate spune mult, dar cred că este înțeles ce lecții personale putem să avem fiecare. Niciodată nu trebuie să subestimăm pe nimeni. Pe nimeni. Doi, Iisus Hristos a deschis calea spre mântuire pentru oricine și când spun oricine, trebuie să privesc pe oricine de lângă mine ca pe fratele sau sora mea de la care am ce să învăț și care este un copil al lui Dumnezeu care poate să facă o diferență în lumea aceasta și cât de frumos este când înțelegând lucrurile acesta sunt deschisă pentru ca să-i tratez pe toți așa cum a tratat Mântuitorul. Cunoaștem finalul fericit al acestei relatări, o cetate întreagă, așa cum amintea și Elida, a cunoscut adevărul prin influența acestei sau prin raportul pe care această femeie îl dă despre Mesia pentru că timpul este cumva nemilos cu noi, aș vrea să pun mai multe întrebări totată sau o întrebare și sub-întrebări ca să vă las timp să vă gândiți să răspundem la fiecare Ce ne spune faptul că Dumnezeu a ales o femeie și încă una care în mod normal nu avea credibilitate că nu putea să evanghelizeze o cetate întreagă Care este mesajul pentru noi care poate privim uneori la slăbiciunile noastre și și nu ne prea implicăm în lucrare misionară pentru că nu ne simțim capabili să facem lucrul acesta. Cum se face că această cetate, care nu i-ar fi acordat femeia acestea niciun credit, de data aceasta nu pune niciun fel de îndoială la ceea ce spune? Și ultima întrebare, cine era în spatele acestei acțiuni de evangelizare, care a pregătit cumva terenul ca să fie fertil în momentul în care femeia aceasta ducea sămânța de la Mântuitorul și o cultiva în acest pământ fertil? Aș începe... Vă puteți împărni. Eu aș vrea să vă spun că sunt impresionat de modelul lui Isus, în primul rând, că despre el vorbim. Yeah. Um, îmi place modelul lui Isus, pentru că nu intră în viața și în discuția femeii sau în, în, în uh, spunându-i tu știi că eu sunt Mesia, tu știi că am, uh, câtă viață trăiești, tu știi a vorbit cu ea despre lucruri simple, dăm să beau apă, pentru că a venit la apă, și a mers pe deschiderea pe care femeia a avut-o. Cred că este un lucru important pentru noi astăzi. Noi abordăm oameni și cred că e frumos să poți să împarți cuvântul și bucuria mântuirii cu toți, dar niciodată nu cred că trebuie să semeni într-un ogor nepregătit. Adică Isus a mers și a găsit o femeie pregătită pentru că i-a prins discuția și a dus-o mai departe. Asta a făcut ca entuziasmul ei să o ajute să se întoarcă în localitate și dacă până atunci era o femeie um, Marginalizat. marginalizată. de data asta face ca să fie crezută, oamenii din cetate vin după ea, păi vine un om în mijlocul zilei și spune, veniți că am văzut pe cineva, te gândești, pe păi soarele ăsta, mai stai un pic și te și nu te duc chiar acum. Întotdeauna entuziasmul unui om care s-a întâlnit după ce are însetarea aceasta după Dumnezeu are cel mai mare impact. Pentru mine, femeia aceasta, cred că era o femeie în care, care avea o inimă pregătită și dornică, dar care nu găsise până atunci conexiunea pentru mântuirea ei. Iar Isus folosește oameni care sunt dispuși, deschiși, pentru ca să primească și să continue să. Colaboreze în binecuvântarea pe care îl ofer. Mi-a rămas mai, mai cu, um, cum să zic așa, mai, mai profundă una dintre întrebări, sau mai cu atenție una dintre întrebările pe care le-ați spus și anume, cum um, care este mesajul pentru noi astăzi, care vrem să ne implicăm, dar poate nu avem curajul sau ne gândim așa că nu avem slăbiciuni și ce diferență pot să fac în a răspândi Evanghelia. Chiar dacă am spus puțin mai devreme că fiecare dintre noi are un rol, aș vrea din nou să accentuez lucrul acesta. În mod cert, fiecare avem slăbiciuni. În mod cert, fiecare avem neajunsuri, puncte tari și puncte slabe. Dar învăț de la femeia samaritiancă faptul că, indiferent în care este dezavantajul pe care l-am, pentru că femeia aceasta, așa cum spuneam, le avea pe toate, indiferent că sunt, poate numai fizic, cel puțin Biblia nu spune dacă avea și un o limitare fizică, dar în rest aproape toate, și cultural, și religios, social, din toate punctele de vedere, femeia era dezavantajată, sau, ca să spun așa. Ce mă învață pe mine este că atâta timp cât îmi pun slăbiciunile la dispoziția lui Dumnezeu, El le va transforma în binecuvântări. Orice neajuns al meu, el poate transforma într-un succes. Și poate lucrul cel mai important pe care îl învăț este că Dumnezeu va lucra în mine și prin mine pentru alții atât cât îi fac loc. Atât cât îi dau. Femeia putea să spună, ok, cred eu, dar adică cum să mă duc la ei? Oamenii oricum au o părere despre mine. Femeia se putea limita să ia mesajul pentru ea, să creadă în Isus ca Mesia să fie mântuită ea, poate să spună acasă celui de-al cincilea soț al ei și cam atât. Dar cât îl las pe Dumnezeu, atât face Dumnezeu cu mine. Mă transformă pe mine și poate și prin mine să facă, să schimbe un oraș întreg astăzi. Știu că nu, nu gândim, poate, sau nu n avem suficientă credință, dar se poate. Dacă femeia aceasta a putut să transformă întreaga cetate cu toate dezavantajele acestea și astăzi, indiferent cât Câtă lipsă de curaj, câtă lipsă de înțelepciune, ca să spunem cel puțin, dexteritate în vorbire, în predicare, în facere de bine, nu știu. Cât de dezavantajat ar fi Dumnezeu poate, atât, cât de mult îi las fără mândrie, fără falsă umilință, fără atât de mult să lucreze prin mine pentru ceilalți, până acolo încât să transforme un oraș întreg. Și ca să răspund și la ultima întrebare, cine este în spatele acestei acțiuni, nu de mult am citit un paragraf care spune că atunci când noi avem dispoziția ca să lucrăm pentru Dumnezeu, Duhul Sfânt pregătește terenul, pregătește sufletele celor cu care noi intrăm în contact, ca ele să primească mărturia noastră. Important este ca noi să vrem să ne așezăm la dispoziția lui Dumnezeu ca să lucreze prin noi. Altfel, dacă suntem închiși, Dumnezeu nu poate să facă nimic pentru că nu forțează pe nimeni. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați fost prezenți aici și m-ați ajutat cu răspunsurile. Vă aștept cu drag în emisiunea următoare, când vom continua cumva pe, aceste, pe această temă cu mai multe mărturii despre Domnul Isus. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că ați urmărit această emisiune până la finalul ei. Cred că ați primit răspuns la unele întrebări care v-au preocupat și provocarea mea este de data aceasta ca nimeni dintre noi să nu mai facem discriminare, ci să iubim pe oameni așa cum sunt și să avem dispoziția ca să lucrăm pentru ei, pentru Slava lui Dumnezeu. Vă doresc o săptămână binecuvântată și cu mult succes. La revedere!